Este important pentru noi ca statele din regiune și mai ales cei care participă în procesul de negociere să nu uite de această problemă și să fie proactivi. Însă, nicio altă cancelare sau un alt stat nu cred că va putea să facă ceva în locul nostru. Trebuie să avem inițiativă, pentru că nimeni nu va ști să soluționeze acest conflict mai bine decât oamenii din Moldova. Experții invitați la emisiune consideră că, în contextul regional actual, Ucraina are un interes deosebit pentru soluționarea diferendului transnistrean. Atât Iohannis cât și Poroșenko înțeleg că este nevoie de o mai mare coordonare la capitolul problematicii transnistrene. Ucraina are acum un mai mare interes de a soluționa problema transnistreană, pentru că în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, valoarea strategică a regiunii transnistrene pentru Federația Rusă a crescut. Este clar că fără securitate în regiune nu putem, Ucraina și nici Republica Moldova nu pot avansa pe calea integrării europene. Marți, președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a declarat în urma întrevederii cu omologul său de la București, Klaus Iohannis, că ambele țări vor face tot ce le stă în putință pentru ca regiunea transnistreană să reintre în componența Moldovei.